și domnilor, mă bucur să fiu alături de Cătălin Dorian Florescu la lansarea primului său volum de povesti. A scris până acum o grămadă de romane și chiar în cuvântul înainte, el ne avertizează că e debutul, să zicem așa, în proza scurtă. Și în textul ăsta de început, Cătălin Dorian Florescu are și generozitatea de a ne povesti câte puțin despre gestația acestei cărți, care a fost lentă, povestiri care s-au conturat și s-au scris în ultimii 16 ani. Acum, dacă ne gândim la genul prozei scurte, se spune că e unul exigent. Se spune că cel mai mare mă scrie decât romanul, pentru că povestirile, se știe, sunt mici bijuterii în care trebuie să-ți dozezi respirația și toate detaliile poveștii. Ce pot eu să vă spun după ce am citit cartea asta e că Cătălin Dorian Florescu a trecut cu bine testul acestei măiestrii. Evident că poveștile sunt nouă, se pot citi separat, dar pe măsură ce înaintezi în carte, îți dai seama că există o unitate de ansamblu, pentru că până la urmă toate conturează imaginea unei lumi a dezrădăcinării și a eșuaților. Prima povestire, care e foarte autobiografică, se cheamă Bunicul Pământului, deci de titlul volumului, povestește, de fapt, istoria dezrădăcinării autorului. Iar biografia lui Cătălin Dorian Florescu cred că e foarte familiară cititorilor de la noi. Se știe că a plecat din România cu părinții la 15 ani, că e stabilit în Elveția și că scrie în germană. Deci avem textele lui, romanele lui, traduse în românește. Vorbeam despre acea lume a dezrădăcinării și a eșuării și aș vrea să mă întreb la două exemple din carte ca să vedem de ce nu sunt învingători și învinși în cartea asta și nici părți ale binelui și ale răului. Într-una dintre povestiri, care e cea premiată de care vorbea și Gabriela Mazi înainte, Eu trebuie Germania, vedem un grănicer, un tânăr născut la sfârșitul comunismului, în anii 90, care e pus să patruleze, să păzească granița cu Serbia. E povestea clasică a tinerilor de astăzi, cu o mamă care muncește în străinătate ca să facă bani și cu el care se gândește că poate ar fi mai bine în altă țară decât în România. E bine, în patrulările lui în zona de graniță, se întâlnește față în față cu un sirian care greșise drumul, evident, voia să ajungă în Germania, nu în România. Și are loc confruntarea asta, tânărul nostru grăniger cu sirianul și vedem că până la urmă, de fapt, e aceeași imagine oglinzi ușor deformată. În definitiv, amândoi visează la o viață mai bună în străinătate. Asta ar fi un exemplu. Un altul se referă la o povestire care se cheamă Eșuat. E imaginea unei insule exclusiviste germane, Sult, o imagine a unei prosperități oarecum tâmpe, în felul care se acumulează. O insulă bogată, cum spuneam, care e pusă în fața, într-o zi, în fața unei flotile misterioase. În depărtare se văd o grămadă de nave, misterul se rezolvă până la sfârșit și aflăm că e de fapt o flotilă de emigranți. De fapt e o coardă de emigranți, o coardă de sălbatici. Deci în felul ăsta, în care avem lumea în toate nuanțele ei, Cătălin Dorian Florescu face în fiecare povestire un univers amestecat, complex, în care, cum spuneam, nu există bine și rău, nu există învinși și învingători, între veneticii care caută o viață mai bună și voștinau și nu sunt mari deosebiri, aceeași lume în criză. Aș fi vrut neapărat să vorbesc acum despre felul în care Cătălin Dorian Florescu își culege povestirea. Culege e un termen destul de potrivit în sensul ăsta. Eu mă gândeam, poate că aici Cătălin folosește un pic din obișnuința sau din practica psihologie, are studii de psihologie și a fost și psihoterapeut. Are o imensă curiozitate față de lume, pune întrebări, ascultă, privește cu atenție
care interacționează, fie că e vorba de viața lui zilnică, fie că e vorba de călătoriile lui. Așa că de puține ori, oamenii cred că intervenește de un personaj în cărțile sale. S-a întâmplat în Mazonor, s-a întâmplat în Zaira, se întâmplă și în cartea asta, dacă ar fi să amintesc numai o povestire în care e vorba despre un italian bogat, negustor de stofe scumpe. L-am și întrebat pe Cătălin într-un interviu pe care l-am făcut aseară și care o să fie difuzat la emisiunea Cultura la TVR, dacă oamenii ăștia se supără că devin personaje sau oricum cum se simt când află că viața lor servește unei ficțiuni care merge mai departe în lume. Nu s-au supărat, mi-am spus. În fine, o să vedem ce au răspuns personajele. Deci asta este metoda lui Cătălin, în fel de a extrage din realitate, cu enormă mare disponibilitate, niște fire de praf, ca să folosesc o metaforă a scoicii, care rămân acolo în scoica, adică în mintea lui, gestează și apoi avem perlele, adică povestirile pe care, și omarele pe care mi le dăruiește. Aș mai spune spre final că e o carte densă, în sensul că fiecare povestire pare un micro roman, adică toate membrele sunt la locul lor, doar că la o scară mai mică. Și asta vedem și în povestiri, așa cum eram obișnuiți în marile romane, unde ne familiarizase cu talentul lui de povestitor, care știe să spună povești memorabile, care se întind în secole, generații și continente. Cătălin, felicitări! Mai spun